Hello, hello! Hai să vedem care este energia zilei de joi 15 iulie, să descoperim împreună mesajul cărților de tarot folosind o singură carte. Astăzi avem 10-le de bâte, carte care ne vorbește despre responsabilitate. Da, înțeleg că lucrurile sunt un pic mai grele acum, pentru că ești pe ultima 100 de metri și ești atât de aproape de a finaliza proiectul la care lucrezi. Poate că mai ai un singur examen și nu prea mai ai chef să înveți, că e cald afară și e vreme frumoasă și ai vrea să mergi și tu la ștrand cu prietenii. Dar aici 10-le de bâte te îndeamnă să mergi la acea mărire, pentru că acesta este acel punct critic în care poți să treci de la cu taxă la buget sau de la fără bursă la cu bursă, de la angajat temporar la angajat cu normă întreagă, de la a avea o afacere mică din care doar îți suplimentezi venitul la a te putea întreține 100% din această afacere pe care acum încerci să o pornești. Așa că depune acest efort suplimentar pentru că o să merite. Și indiferent în ce aspect al vieții tale se manifestează această energie, unde trebuie să mai depui puțin efort, nu ezita să faci acest lucru, că e în carieră, că e în studii, că e în relația ta de cuplu sau poate că ești singur sau singură și vrei să întâlnești pe cineva, că e în sănătatea ta, că e în relația de familie, în relațiile cu prietenii, orice ar fi aici, orice proiect, orice inițiativă, ai lăsat-o neterminată, nu ai dus-o până la bun sfârșit. Finalizează-o astăzi, cu această energie de 10 de bâte poți așa cu un ultim sprint, cu un ultim efort să duci lucrurile la bun sfârșit și pe urmă să te și bucuri de răsplata efortului tău. Dacă ți-a plăcut interpretarea mea și vrei să vezi mai multe etalări de tarot, te aștept pe canalul meu de YouTube unde am pregătit o grămadă de surprize pentru tine. Pa, pa!